Intrați în pauza de iarnă, fotbaliștii, antrenorii și conducătorii echipei Foresta Suceava s-au întâlnit pentru ultima dată în acest an într-o atmosferă mult mai relaxantă la un restaurant din localitate. Pentru această întâlnire, jucătorii Forestei au pregătit mai multe surprize pentru antrenori și conducerea clubului, ce au fost gustate din plin de aceștia din urmă. Cornel Căinari a compus o urătură pentru antrenori și conducători în care a sintetizat într-o manieră plăcută parcursul echipei în acest sezon de campionat. Și de atunci se vezi beleaua, frunze verde de alun, nici nu-mi vine să vă spun. Dar acum moare rost, trebuie să-mi spun exact ce a fost. Că e doar o rătură și e în spirit de glumă. Frunzuliță m-a tostat din nou meci în campionat, unde iarăși am clacat. 6 meciuri am jucat, niciun punct n-am câștigat. Spunea Cristi și Gerardi, nici nu-i vinea să-mi crede. Și am mers în țară vestea, ce se întâmplă la Foresta. Goie în vestiar venea și pe noi ne încuraja și ne spunea cam așa. Așa e la fotbal, frate, atunci când nu-s rezultate, dar noi mergem mai departe și jucăm cu un motiv ca să fim în obiectiv. 3 meciuri am mai jucat, 4 puncte am câștigat și pe 9 ne-am clasat. Cam asta s-a întâmplat în turul de campionat. Mai mânați odată, măi, și strigați cu toții, hei! Urătura a avut succes în rândul forestierilor, care au râs la multe din rimele rostite de mijlocașul Forestei. Chiar și președintele clubului Foresta Suceava, Dorin Goian, a apreciat evoluția jucătorului Căinari la masa festivă. Evident, și antrenorul Cristi Popovici și Andrei Ciutac au subliniat atmosfera plăcută. Eu cred că s-a trebuit să fie un lucru normal pentru fiecare echipă. Chiar dacă a fost un an mai bun sau mai puțin reușit. Este ultima masă împreună în acest an. Fiecare merge să petreacă sărbătorile alături de familie și personal țin foarte mult la aceste adunări, la aceste momente, pentru că ne simțim bine, stăm mai mult unii cu alții, povestim, putem să bem un par de vin și cred eu nu pot face decât bine unei echipe. Da, Cornel, o surpriză extrem de plăcută. I-am și spus că după poezia asta trebuie să-mi măresc salarul, neapărat. Glumesc. Îmi plac astfel de momente și îmi plac jucătorii care într-un colectiv, să zic așa, au darul de a face atmosferă frumoasă, cum de altfel le cer și în teren să dea totul pentru echipă. Tot timpul am fost prieten, cel mai bun prieten cu jucătorii care au dat totul în teren și cred eu este cel mai ușor mod de a te impune într-o echipă, doar jucând pe teren și făcând-o bine. Și atunci, clar, vei fi iubit de absolut toată lumea. Meciul cu Steaua a fost un moment istoric, nu? Pentru Suceava, pentru foarte mulți dintre jucători care au avut și ocazia să joace împotriva unei echipe de top în România, împotriva cele mai bune echipe, putem spune, fără teamă de a greși, chiar dacă Steaua în momentul ăsta în campionat cam suferă. Pentru mulți a fost și primul prilej să joace în nocturnă. Eu sper să mai aibă parte de astfel de jocuri, în sensul să joace la echipe mai puternice decât Foresta Suceava prin Liga 1 sau de ce nu, poate Foresta Suceava într-un viitor, nu știu cât de apropiat. Starea de spirit este bună, am hotărât să ne reunim în acest cadru festiv la sfârșit de an, pentru că așa este normal să stăm și în astfel de momente împreună, să ciocnim un par cu băieții. A fost un tur de campionat cu oscilații. Am început mai prost, am continuat, apoi a venit acea serie de 8 victorii consecutive, apoi a intervenit un picaj. Eu zic că una peste alta a fost un tur, să zic așa, reușit. Sperăm să facem o figură mai frumoasă în primăvară și să terminăm în prima parte a campionatului, așa cum ne-am propus și la început. Atmosfera a fost una relaxantă, însă cu toții privesc spre un viitor mai performant, așa cum s-a și exprimat Cornel Căinari în urătură. Tot uitându-mă
prin jur, nu mai am pe cine să urc. Frunze verde de mohor, de prezent și viitor, ce pot eu ca să vă spun, suntem la început de drum. Să fiu ferm ca la început, încă nu-i nimic pierdut, că așa cum zic bătrânii, nu mor cai când vor câinii, că returul ce urmează, clubul se organizează, că avem conducere tare și ne pune pe picioare. Bine să ne antrenăm, puncte să recuperăm, în clasament să urcăm, că o știți și dumneavoastră, asta nu-i valoarea noastră. Cum spun ăștia prin oraș, mai mulțoși și cârcotași, dar asta nu-i relevant, pentru noi nu-i important, că nu ne interesează. Pe noi ne interesează meciurile ce urmează, dar uite că mă repet, cred că e de la Vinfert. Domnilor conducători, președinți și antrenori, sper că nu v-am supărat, dar asta s-a întâmplat în turul de campionat și de bine v-am urat. Dați portare o degajare ca să avem buget mai mare, să fiți plugul, vă plăcăți și sunați în burgălăi.